Salutare gașcă și bine am regăsit la un nou episod. N-am mai filmat de Dumnezeu știi de când, de vreo 3-4 zile și m-am hotărât, bă, hai frate să filmez și eu că tot vine vacanța, tot așa, hai să tragem de noi, să facem ceva, să... Hello, darkness, am zis după mult timp să facem și noi un challenge de asta, pentru că l-a făcut tot YouTube-ul și trebuia să-l fac și eu, nu-i normal, adică dacă îl face toată lumea, trebuie să plagiez și eu, nu-i așa? Și am zis, hai să fac și eu. Am selectat vreo 30 de întrebări în limita bunului simț, pentru că, na, diferențe de vârstă. Și na, pentru mine era ok, pentru el nu erau, așa că hai să-i dăm drumul! N-am ascultat manele, bineînțeles că am Dani Mocanu, pentru care știu să facă bani. N-am sărit într-o piscină, bineînțeles că am sărit în toate pozițiile, știu când, dar și la bazin când mi-am luat în burtă, când am sărit în cap, am sărit de fapt în burtă și n-am copiat la școală, verișorule. Doar ferește, băi, pune aici să vadă lumea, am făcut. N-am chiulit de la școală. Era odată clasa 3-a. Hai că mă duc să zic numai mă. N-am iubit un lucru, bineînțeles că îmi iubesc căștile foarte mult, pentru că vă dic o poveste acum, e mai scurtuță, trebuie să aveți căștile oriunde mergeți. Nu e o poveste foarte detaliată, dar trebuie să aveți căștile oriunde mergeți. Deci da, n-am dormit 12 ore, am dormit și mai mult de 12, cred că cel mai mult într-o zi am dormit 16 sau 17 când mi-era rău. Am dormit așa cu reprizi, 5 ori odată, 12 odată, nu știu cum, papac, nu știu cum, deci am dormit clar. Tu n-ai dormit, nu? Nu, n-ai dormit, mă! Până eu mereu când plec. Da, corect. N-am mâncat ceva stricat. Uitați aici că se poate declara, am mâncat câte n-am mâncat, păi eu sunt gunoiul familiei, nu în sensul ăla, adică dacă nu mai poți îi dai luluce, că doar de ce nu știi. N-am lovit o fată. Eram sigur că faci asta, eram sigur, am lovit... Nu, așa, în general, da, am lovit o fată, că... Da, când eram mai mic n-aveam bunul simț, pe care nu l-am nici acum, dar era atunci, era mult mai nedezvoltat decât e acum. N-am lovit un băiat. Nu, în cazul lui. Da, păi asta mai zic și eu, că pe tine, mă rog, să zice, îl bat în fiecare zi, dar așa, un băiat... M-am lovit, deci n-am avut probleme cu profesorii. Ula, de câte ori, de... Deci de adică de când sunt eu micuț, tot am avut și... Na bine, nu dăm nume acum, că nu adică tot... Poate îmi dau profi strike, îmi dau copyright strike. Aoleu. N-am inventat o scuză ca să nu merg la școală. Cine n-a făcut asta? Adică bine, nu neapărat că... Tot am făcut odată pentru că... Bă, într-adevăr, uneori mă simțeam chiar foarte bine, dar nu mă simțeam nici rău. Și am zis că, na, optez să nu mă simt mai mult rău decât bine sau, mă rog, invers. N-am avut o ceartă cu un prieten. Am avut de-aia o ceartă de-aia zdravănă și după 2 minute, ce s-a întâmplat, frate? Ce s-a întâmplat? Și tu? Da, îmi place că scrie ma, dar de fapt se vede am și ciudat, așa de ma. N-am pierdut bani, am pierdut, mi-aduc aminte, ultima oară a fost atunci când am fost la Luca și mi-am luat ceva și am lăsat restul acolo. M-am întors în clasă, nu mai aveam 3 lei și am căzut într-o mini-depresie pentru că... Bă frate, totuși, erau 3 lei, puteam să fac ceva cu ei și... am pierdut și după m-am dus din nou și tantea i-a întrebat, tu ești băiatul care uitate? Da, eu sunt bine, poftim. Da, mă rog. N-am avut un conflict pe stradă de 5, 1, 2, 3, 10 de ori, de adică n-am plăcut un băiat. Da, bine, dacă aș arăta că am, ar zice lumea că-s gay, nu? Da. Bă, iară s-o da mă pe slip mod. Stai, care e întrebare? N-am stat toată ziua în casă. Frate, mai ales în pijamali, cel mai fain, frate, stai de dimineață până seara în pijamali în casă. Da, frate, toată ziua, cât în cap. N-am rămas corigent la ceva. N-am rămas, adică... Doamne ajută-ți, mulțumesc! N-am rămas, nu, glumeam, nu e cazul aici, nu, la mine. N-am fost prins copiind. De fapt nu s-a întâmplat de multe ori, că nu, eu sunt de la gen așa cu bun simț, un pic, un ochi, o treabă, dar știu că a fost la istorie, frate, când, bă, eu știam ultimul exercițiu, adică îl știam, dar voiam să fiu sigur și am cerut telefonul celui din spatele meu și era un iPhone și eu nu parleam atunci, într-a 7-a, când o fi fost, știu că mi-o dat, bă, și când am dat să văd acolo ce îi, știi, bă, frate, o porni Siriu, băi, frate, și proful din colțul ăla clasic, direct, n-am râs când nu trebuia. De câte ori, adică când mă ceartă. Am intrat în ora de biologie, făceam de fapt cu o doamnă. vocal și mă făceam colecție de texte. La tine te-ai dat vocea mai tare, că tu vorbești și tare. Am râs și la examen și când mi-am pierdut buletinul, am râs și când... De multe ori, de mult. N-am căzut de la înălțime. Bossule, am căzut de pe garaj, din poduri, din... Garaj nu se mai pumbă, dacă nu cazi de făcărdări. Și din nuc și tu ai căzut 2 etaje din cireș. 3, băi, erau aproape. Aaaa, ce nașul. Tu știi ce ai țipat atunci? Aleu, gata, gata! La 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 la! N-am udat florile din proprie inițiativă. Mai ții minte atunci când am avut, am vrut să cresc, da? Un bob de fasole, frate. Am vrut eu să văd cum îi s-ai grijit de o plantă, frate, și era un bob care nu era nimic și după au crescut genajoa mare, știi? Și n-am plâns la un film. Nu mai știu la ce film. Mă, dar la ce film am plâns? Mă, nu mai țin minte, mă. Am plâns la unul cu niște câini, pe de-a lăsați. Cred că am plâns la Titanic când eram mami. La Titanic cred că am plâns, la Titanic. Iciu, da, dar cred că am plâns la Titanic. Trebuie să recunosc, eram mic și n-am spart un geam. Băi, de câte ori l-am spart pe ăsta de la baie, l-am spart pe... Ce-am mai spart? Am spart cu capul un geam la școală, am mai spart... De unde am mai spart eu geam? N-am spart multe, da, da, la... Am mai spart, am dat... Cu ce am dat, mă? Cu piatra? Cu o minge, bă, am dat un șut. Și am spart geamul unui prieten, frate, ești nebun la cap. Da, am spart geamul de la puște, nici acum. Trebuia să te spun, mama, atunci. Trebuia să te spun. Dar nici acum nu l-au schimbat. Da, deci cam asta a fost cu AM/N-AM challenge-ul, a fost interesant, pot spune, și da, nu știu, zic că da, asta a fost cu AM/N-AM. Da, deci asta cred că, bine, trebuia să fac și eu neapărat, v-am mai spus, și cred că ne revedem în viitorul apropiat, dacă Doamne ajută îmi vine și mie camera și dacă Doamne ajută nu o să mai cad așa într-o lene de asta, eternă, așa, care, mă rog. Nu uitați să lași un like, un subscribe de la și, da, nu știu, ne vedem. 3, 2, 1, pa, bă! Era pa, bă! Numele meu e Casimir cu capa, îmi plac drogurile, mă rup atât de rău încât încurc blocurile, mă târăsc într-un roi de insecte, mi-a fost greu să-mi dau seama cine primează, prietenii mei porumbei mi spun, coaie ești bolnav maxim și porumbei-s păsări pline de bol ca Băsescu. Aș vrea să văd cum săriți în aer, am uitat.